seara, un grup de camionagie au ajuns în Ottawa pentru a protesta împotriva vaccinelor, obligativității de a se vaccina. Acum o săptămână, Canada a impus vaccinarea obligatorie pentru camionagii care traversează granița între Canada și Statele Unite ale Americii. Și au venit să protesteze, să spună că nu vor să se vaccineze. Problema este că America nu face așa ceva, America nu va scoate această legislație, chiar dacă vor reuși să-i convingă pe canadieni să scoată, America nu va face asta. Deci oricum nu vor avea niciun succes. Deci, în Statele Unite această regulă există și acolo nu sunt proteste. Exact. Există această regulă și în Statele Unite. Și acum, concret, în Ottawa, ce s-a întâmplat? De vineri, înțeleg că orașul este blocat. De vineri, orașul nu este doar blocat, este efectiv sub asalt. Aproximativ 10.000 de persoane sunt în acest moment pe dealul Parlamentului, pentru că așa este numită zona Parlamentului, dealul Parlamentului. Toată circulația în zona aceea este închisă. Ottawa astăzi ar fi trebuit să ridice absolut tot ceea ce înseamnă obligativitate pentru pandemie, să se redeschidă afacerile și așa mai departe, dar toate magazinele din zona centrală sunt închise, la fel este și traficul blocat. Lucrurile au luat o turnură chiar tragică, pentru că o persoană a murit în ambulanță, pentru că nu a putut să ajungă în timp la spital. Oamenii sunt terorizați, efectiv, de claxoane care se aud zi și noapte, de agresivitatea de care aceste persoane dau dovadă, și inclusiv au furat mâncare de la cantina săracilor, dacă îți poți imagina așa ceva. Ce înseamnă acesta? Au furat mâncare? Înțeleg că s-au dus acolo unde era asigurată masa pentru cei care sunt fără casă. Pentru cei care sunt fără adăpost, este masa asigurată la un adăpost pentru persoanele fără locuință și au mers acolo și au cerut mâncare. Oamenii de acolo au spus nu în prima fază, au devenit foarte agresivi și ca atare n-au avut încotro decât să-i hrănească, pentru că a fost singura variantă, dar asta înseamnă că persoanele care chiar aveau nevoie, persoanele fără locuință, nu au mai primit în ziua aceea mâncare. Pe de Pentru altă că parte, adăposturi gătesc strict pentru câte persoane au. înțeleg că protestatarii au făcut o întreagă mișcare și au reușit să și strângă niște fonduri, să aibă o. Da, această mișcare pe care i-au numit-o Convoiul Libertății a reușit să strângă aproximativ 8 milioane de dolari, nu vorbim de o sumă chiar mititică. Problema este că cei care au strâns acești bani pentru această mișcare, GoFundMe, au realizat că este ceva în neregulă la mijloc și au blocat banii. În acest moment, ei nu au primit efectiv acești bani pentru că ceva se întâmplă și ca atare au preferat să țină banii deocamdată și să aștepte. Aș vrea să lămurim un lucru. Este protestul camionagilor, în sensul că sunt străzile blocate de camioane sau lor li s-au alăturat și alții și sunt, de fapt, nu doar camioane, sunt și mașini, sunt și oameni care merg la protest? Străzile sunt blocate de camioane, asta să ne înțelegem. Dar sunt și alte persoane care s-au alăturat acestei mișcări și multe dintre aceste persoane nu sunt de bună credință. Vorbim de persoane care au orientări neonaziste, am văzut steagul svastici atârnat în mijlocul Canadei, ceea ce nu credeam că am să văd în vecii vecilor într-o țară care este despre incluziune și despre diversitate și despre toată lumea este egală. Am văzut steagul Confederației atârnat în centrul Canadei, care din nou pentru mine a fost un șoc, pentru că această țară este împotriva rasismului 100%. Și am văzut oameni care au reușit să enerveze toată populația Ottawei, care a fost foarte greu încercată de această pandemie și care respectă regulile cu sfințenie. Am văzut oameni fără mască în centrul orașului, ceea ce nu așteptam să văd niciodată. Și până la urmă, protestatarii reprezintă un procent foarte mic dintr-o populație care ceilalți, de fapt, respectă regulile, se supun și înțeleg că pandemia este o perioadă pe care trebuie să o traversăm și să scăpăm de ea. În acest moment, în centrul orașului, estimează poliția aproximativ 10.000 de persoane. Canada are o populație de 40 de milioane. Deci vorbim de un procentaj de 0,01%, ceva de genul ăsta, cred că ar veni. Nu sunt foarte bună la matematică, dar cred că pe acolo. Deci vorbim de un procentaj foarte mic. Oamenii, în momentul ăsta, toți locuitorii orașului sunt efectiv disperați de turnura
lucrurilor. Sunt tweet-uri peste tweet-uri cu oameni care sunt înnebuniți, care ar vrea să-și reia viața. Sunt magazine care au fost închise luni de zile, care sperau ca astăzi să se deschidă. Universitatea din Ottawa, University of Ottawa, spera ca astăzi să se deschidă pentru studenți și a trimis mai devreme un comunicat prin care le-a cerut studenților să fie atenți și poate ar fi mai bine să nu vină totuși astăzi la școală. Oamenii chiar sperau astăzi să scape de tot și iată, acest convoi al libertății, în loc să facă ceva bun, vine și ne îngrădește libertatea într-un oraș întreg. Și de fapt, libertatea asta nu e pentru nimeni. Și de fapt, libertatea nu este, cel puțin nu este pentru noi, pentru că poliția ne dă avertizări din oră în oră și ne sugerează să nu ieșim din case, pentru că ar putea deveni periculoși. Au aruncat inclusiv fecale în geamul unei localnice din Ottawa, dacă îți poți imagina așa ceva. Ce a făcut Sebiata femeie? Ar avea un stag cu simbolul LGBTQA, cu Ce fac autoritățile în momentul de față? Sunt atâtea zile de când se întâmplă aceste mișcări și autoritățile bănesc că trebuie să fie reacționat într-un fel. În acest moment pot să spun că poliția încearcă să țină lucrurile sub control, dar nu s-au dat amenzi foarte drastice, nu a intrat foarte drastic în ei. Trudeau este într-o locație secretă, despre care nimeni nu știe nimic, dar a testat pozitiv cu coronavirus. Ca atare, este clar că omul nu poate să facă nimic, trimite comunicate de presă în care spune că nu va da înapoi, ceea ce este o mișcare foarte bună, pentru că își va pune în cap restul de 90% din Canada în cazul în care dă înapoi. Singura persoană pe care în momentul ăsta nimeni nu reușește să înțeleagă și să scoată, să înțeleagă unde este și ce se întâmplă, este premierul Ontario, Doug Ford, despre care nimeni nu știe nimic și sunt nenumărate tweet-uri care spun Ford, Ottawa este parte din Ontario, așa cum este și Toronto, vino și pe la noi și vezi ce se întâmplă, ajută-ne și pe noi în povestea asta. Iar politicienii care îndrăznesc să se ducă la protest sunt efectiv vânați pe Twitter cu fotografii și cu mesajul nu mai votați. De data asta vânarea vine din partea cealaltă, înțeleg. Din partea localnicilor. Vede a face cu două tabere, o tabără foarte vocală care este pe stradă și cealaltă tabără de care spui, care o găsim pe social media. Da, și o tabără foarte puternică pe care o găsim pe social media și care este complet împotriva acestui protest. Și care, după ce s-a întâmplat cu acel adăpost pentru oamenii străzii, a donat o sumă impresionantă de bani acelui adăpost, ca nu care cumva să se mai întâmple acest fenomen a doua oară, o tabără care înseamnă 1 milion de locuitori, și care sunt efectiv în momentul ăsta disperați de ce se întâmplă. Pentru că noi nu am dorit asta. Crezi, simți că acești oameni care stau în banca lor și respectă regulile vor exploda, vor face ceva? Simți treaba asta? Da. Canadienii sunt foarte drastici la un moment dat. Sunt genul de oameni care te lasă, sunt cam ca ardelenii noștri, dacă vrei. Te lasă, dar și când le-ai ajuns, lucrurile devin foarte afurisite în momentul în care le-ai ajuns. Și da, mă aștept ca această tabără, care în momentul ăsta este doar pe Twitter și Facebook și social media, la un moment dat să reacționeze. Deja vedeam mai devreme pe Twitter că au de gând să facă un protest peste pont, protest pe care se scrie că vaccinarea să salvează vieți. De altfel este cel care... Ceea ce de altfel este real, ținând cont de faptul că 90% din populația Canadei este vaccinată. Și ia că ne așteptam să scăpăm de această pandemie tocmai pentru că suntem vaccinați și nu mai avem cazuri. Și oamenii sunt cu atât mai speriați de faptul că aceste persoane care au venit nevaccinate și care nu poartă mască ne pot reinfecta. Și de-abia am scăpat.